Bună dimineața! Așa cum v-am obișnuit, în fiecare zi am făcut o postare, adică un tutorial despre cum se folosește Google Classroom. Zilele trecute am vorbit despre cum se încarcă și cum se creează o temă de pe versiunea de PC. Astăzi o să prezint aceeași operație, doar că o voi face de pe tabletă și o voi face din perspectiva profesorului. Pentru a încărca o temă de pe tabletă, se face în felul următor. Se caută în tabletă unde e Google Classroom, se dă cu degetul click pe iconița de Google Classroom, după care va apărea această interfață. Fiecare profesor are în această fereastră toate clasele la care este asociat. La mine este clasa de test, și pentru a continua, voi da click cu degetul pe clasa pe care sunt. Bun. Voi crea o nouă temă prin apăsarea butonului Activitate. Iar după ce am apăsat butonul de Activitate, în dreapta văd un plus. O să vin cu degetul pe acel plus și o să dau un click pe el. După care o să-mi apară meniul de creați. În meniul de creați o să găsiți temă, întrebare, material, reutilizați postarea și subiect. Cea mai importantă chestie din acest meniu este sub elementul temă. Voi da touch pe temă, după care îmi va apărea această interfață. Înapoi, scuze. Și dau pe temă. În această interfață se poate vedea cum arată ea în sine de pe tabletă. La fel, titlul e super simplu de intuit, descrierea la fel e super simplu de intuit. La puncte, de aici se poate seta dacă tema poate să aibă o anumită notă sau cât valorează punctajul total al temei sau poate să fie fără notă. Eu voi lăsa pe notă, deoarece chiar nu mă interesează pentru că e o postare educativă. La termen limită pot seta o anumită zi când să aibă tema o finalitate. Nu voi seta nimica, iar la subiect să pun tema în postarea sau în materia, de fapt în materialul care corespunde temei. Eu nu am creat niciuna, așa că nu o să o aleg. Bun. Haideți să facem exact pașii. La titlu o să scriu test temă V2, adică versiunea 2, după care de aici în dreapta, unde scrie toți studenții, am opțiunea de a alege toți studenții de la sau toți elevii de la o clasă sau doar un anumit elev prin bifarea individuală a lui. Mă rog, la mine se bifează toată lumea pentru că am doar un singur elev la clasă. La descriere voi scrie ceea ce aștept eu ca profesor sau dumneavoastră ca profesor să facă elevul. Practic voi da indicații clare și concise în rezolvarea temei de către elev. Eu scriu: vă rog să rezolvați această temă. După care, vin pe această grafă care se numește sau care îmi permite să atașez un anumit fișier. Drive-ul reprezintă un fișier pe care îl am în drive-ul meu personal sau în cloud. Asta nu mă interesează. Fișier e ceea ce am eu în calculator, dar voi reveni imediat. Linkul e o pagină nouă. Faceți o fotografie, practic e o postare pe care o faceți la ceva de pe loc. De exemplu, dacă aveți o hârtie cu o rezolvare și vă grăbiți, ați făcut poza și ați dat-o mai departe. Și înregistrați videoclipul, practic vă faceți o înregistrare și atașați mai departe la elevi. Eu vin pe fișier. Aceasta este interfața, de exemplu, aceasta este interfața din
recente. Pe mine nu mă interesează acest ecran, ci mă interesează strict unde am fișierul. Pentru a găsi unde e fișierul sau folderul în care e fișierul, se apasă pe cele trei linii dispuse una sub alta, în stânga, după care se vine pe fișiere, se apasă click pe memorie internă, se așteaptă puțin, după care eu am doar în acest folder ceva, dau click pe el și l-am selectat. Deci îl selectez, l-a atașat, după care dau pe acest avion. Studenții pot să vadă acest fișier, doriți oricum o să se facă doar o singură copie pentru fiecare elev și fișierul practic poate avea mai multe opțiuni. Eu las doar ca să se vadă pentru a nu putea să fie editat și dau atribuire. În acest moment, postarea este atribuită elevului din clasa de test. Spor la treabă. Sper că am fost de folos.